ar trebui să se decide soarta formularului 600, potrivit ministrului finanțelor Eugen Teodorovici. În ședința de guvern de astăzi, premierul Viorica Dăncilă va anunța noul mecanism prin care se vor comasa mai multe formulare care trebuie depuse la ANAF, printre care și controversata declarație 600. O să anunțe doamna prim-ministru în ședința de guvern, o să facă probabil primul anunț legat de noul concept, noul mecanism pe fostul formular 600. După care o să începem să prezentăm public și o să fie o dezbatere amănunțită, astfel încât cu toții să înțelegem că va fi o nouă abordare, o simplificare foarte plăcută pentru contribuabili, pentru noi ca și administrație. Eugen Teodorovici a dat asigurări că prin aceste măsuri românii vor scăpa de cozile de la ANAF. Vor fi simplificări foarte importante de costuri, de reducere nivelul de resurse umane implicat în această zonă, care poate fi distribuit pe zonele în care era mai puțin, să spunem, populați, ca și număr de scăpăm de cost, cu alte cuvinte, exact. Asta este promisiunea, scăpăm de cost. Categoric. Deci din 6 formulare facem 1. Sunt chiar mai mult de 6. Să zic că sunt undeva la 7 sau 8. Avem sistem informatic? Ține. De ce propunem ține? Noi... Promiteți dumneavoastră? Ce propunem? O să vedeți că ține. Degeaba trimiți oamenii la pușcărie dacă nu ești în stare să recuperezi prejudiciile, o spune tot ministrul finanțelor Eugen Teodorovici, care este de părere că ar trebui să ne uităm cum se procedează în cazurile de corupție în alte state europene. Statul trebuie să recupereze banii, asta este clar. Evident. Și nu cred că aduce oamenii în pușcărie reprezintă o soluție. Eu am discutat în ultimele zile, să spunem așa, cu mulți, și cu exemple din alte state, și din Europa, și din afara Europei, și din America, în fine, unde statul respectiv are ca scop principal recuperarea banilor. Că da, nu-i recuperăm, domnule ministru. Și nu trimiterea în pușcărie. Ministrul Finanțelor arată că dacă trimiți un om de afaceri acuzat într-un dosar de corupție la închisoare, acel om sigur nu va mai da niciun ban la stat niciodată. Dacă trimiți în pușcărie un om, atunci închizi poate o afacere importantă, crezi, în fine, de fapt crezi, trimiți în șomaj poate mulți angajați, în loc să recuperezi banii de la acel inculp, în fine, vinovat, conform deciziei unei instanțe. Tot dacă spuneți unuia din această situație, domnule, mergi la pușcărie, credeți că mai dă cineva vreun ban câte stat? Că probabil că banii îi are prin diferite zone. Dacă spune-ne, asta e suma, o aduci și scap de, cu anumite interdicții, pe anumite zone. Cât care este varianta? Eugen Teodorovici recunoaște că trebuie umblat la legislație pentru a ajunge la recuperarea prejudiciilor. Pe fundul, până pot să vă spun clar că ești obligat și s-au recuperat de-a lungul timpului în zonele, în situațiile în care s-a definitivat o astfel de speță în instanță, acolo sumele se recuperează. Pentru că ești obligat, să spunem, cel puțin de reglementările europene. Eu spun doar că trebuie extins această situație la nivel național. Și poate, într-adevăr, nu strică să avem o situație foarte clară cu toate structurile statului care au aceste atribuții de a recupera, că sunt fonduri europene, că sunt fonduri în alte zone, și poate și o modificare de legislație acolo unde ea se impune. Președintele instanței